seara și bine v-am găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă invit să urmăriți cele mai importante știri ale zilei. Haideți să vedem mai întâi titlurile ediției. În Craiova, proiectele cu finanțare europeană încep, dar nu se mai termină. Amplă acțiunea polițiștilor români și germani pentru prinderea unor hoți de buzunare. Universitatea din Craiova a inaugurat Centrul de Transfer Tehnologic INCESA. În Craiova, proiectele cu finanțare europeană încep, dar nu se mai termină. Cam asta ar fi concluzia, având în vedere că toate marile proiecte începute nu sunt finalizate, deși ele ar fi trebuit să fie încheiate în decembrie 2015. Conform datelor oferite de ADR Sud-Vest Oltenia, majoritatea proiectelor cu finanțare europeană derulate de Primăria Craiova au probleme. Waterpark este realizat în proporție de 90%. Proiectul în valoare de peste 84 de milioane de lei a fost prelungit până la 30 aprilie 2017. Conform datelor furnizate de ADR Sud-Vest Oltenia, problemele la acest proiect au fost: lipsa detaliilor de execuție la fațada nord și vest a obiectului 3, montarea topoganelor, infiltrații la subsolul tehnic al obiectului 3, echipamentele tehnologice nu au fost puse în funcțiune. A fost revocată autorizația de construire numărul 248 pe 9-3-2016 prin dispoziția primarului municipiului Craiova, numărul 366 pe 14-7-2016. Astfel, prin intermediul notei de constatare, s-a dispus oprirea lucrărilor și intrarea în legalitate. Parcul Nicolae Romanescu este realizat în proporție de 84%. Data finalizării proiectului, în valoare de peste 68 de milioane de lei, a fost stabilită la 31 decembrie 2018. Contractul de lucrări este suspendat din 12-8-2016 și urmează să se atribuie contractul de execuție lucrări suplimentare. ADR Sud-Vest Oltenia susține că s-au făcut demersuri pentru atribuirea lucrărilor ce nu au fost ofertate în vederea finalizării prin transmiterea unui punct de vedere către Agenția Națională pentru Achizițiile Publice, prin care se așteaptă un răspuns referitor la modul de soluționare al atribuirii acestor lucrări. Nu s-a răspuns până la data de 7-9-2016. S-au făcut demersuri în vederea obținerii avizului Ministerului Culturii în ceea ce privește reluarea lucrărilor de îngrădire a lacului și a insulei de la intrarea principală în parc, însă nu s-a obținut avizarea până la data de 7-9-2016. Strada râului a fost finalizată, dar există probleme la recepție. Proiectul urmează să fie finalizat pe 1 noiembrie 2016. Pentru strada râului, reprezentantul ISC a emis puncte de vedere separat prin care recomandă respingerea recepției din cauza soluției alese pentru tronsonul IFIR-STANG. Ulterior, primăria a realizat o expertiză tehnică, în urma căreia expertul a propus un număr de 3 soluții. Beneficiarul a pus în operă una dintre cele 3 soluții recomandate de către expert. Cu toate acestea, ISC își menține punctul de vedere cu privire la respingerea recepției. În data de 14-a, beneficiarul a transmis către ISC o adresă prin care solicită clarificarea speței. De asemenea, proiectul Business Center Sud Craiova, în valoare de 3,5 milioane de lei, este și el gata doar în proporție de 84% și ar urma să fie finalizat pe 1 noiembrie, dată la care ar trebui să se încheie și reabilitarea teatrului de vară din Parcul Romanescu. Universitatea din Craiova a deschis ieri prima ediție a Forumului Carierei. Firme din diverse domenii de activitate s-au prezentat la acest eveniment cu standuri amenajate în holul central pentru a le prezenta studenților ofertele de angajare. Înainte de a fi încadrați în muncă, studenții trebuie să treacă printr-o perioadă de pregătire care variază între 3 și 18 luni. Forumul Carierei face parte din eforturile inițiate de conducerea universității pentru a deschide instituția către piața muncii. Deschiderea evenimentului a avut loc ieri în Sala Albastră. Se tot spune în spațiu public că universitățile trebuie să intensifice legăturile cu angajatorii, că învățământul este excesiv de teoretic și nu mai enumăr toate celelalte poncife. De cealaltă parte, cei din interiorul sistemului, profesorii adică, știu foarte bine că bagajul teoretic nu înseamnă memorarea mecanică a unor definiții. Fiecare domeniu are fizica și metafizica proprie, are fața văzută practică și pe cea nevăzută teoretică explicativă. Inteligența înseamnă însă capacitatea de a face legături, de a schimba lucrurile, de a le îmbunătăți. Pregătire pentru piața muncii nu înseamnă doar pregătire practică sau doar teorie.
înseamnă înțelegerea superioară, respectiv fuzionarea celor două dimensiuni. În holul universității, firme dintre cele mai diverse și-au prezentat oferta în speranța atragerii studenților. Venim cu programa de internship și programa de trainee pentru studenții de la facultățile tehnice. Îi așteptăm cu mare drag, să știți. Ce condiții trebuie să îndeplinească un student ca să se poată integra în compania dumneavoastră? Să-și dorească foarte mult să învețe. Asta este prima cerința noastră, să se autodezvolte și să aibă cunoștințe de limba engleză de preferat și cunoștințe tehnice. Ce cerințe ai avut la angajare? Bune abilități de comunicare în limba engleză, bineînțeles, cunoștințe tehnice specifice. Mecanică, electrică, hidraulică, este o adunătură. Vrem să angajăm ingineri pentru departamente de proiectare tehnologică și proiectare constructivă, operator pe mașini cu comandă numerică și sudori. Recrutăm tineri pentru a-i forma pe aceste meserii. Cât durează cursurile de formare? Chiar acum am început la 1 octombrie un curs de operator pe mașini cu comandă numerică. În principiu durează 6 luni un curs. Suntem producători de flori și ne ocupăm cu arhitectură peisagistică în județul Vâlcea și nu numai. Ați recrutat până acum studenți? Încă nu au venit, s-au interesat, dar sperăm că până la finalul zilei sigur o să recrutăm studenți pentru următorii ani. Ce anume? Ingineri horticoli și arhitectură și oameni care să lucreze, personal care să lucreze în domeniul arhitecturii peisagistice, în proiect de proiectare. Prima ediție a Forumului Carierei s-a încheiat astăzi, iar organizatorii spun că a fost un succes. Ampla acțiunea polițiștilor români și germani, aceștia au destructurat o rețea de hoți de buzunare care acționau în Berlin. 10 percheziții au fost efectuate în această dimineață, atât în Craiova cât și în Gângeva. Polițiști din Dolj și ofițeri din Berlin au descins astăzi la 10 locații din județul Dolj și au pus în executare 9 mandate europene de arestare emise pe numele unor persoane cercetate pentru comiterea peste 190 de furturi din genți și buzunare. Sub coordonarea Direcției de Investigații Criminale a Poliției Române, agenții din cadrul IPJ Dolj împreună cu ofițeri ai Poliției Federale din Germania au efectuat 10 percheziții domiciliare în județul Dolj, 9 în municipiul Craiova și una în comuna Gângeva. Activitățile au vizat destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializată în săvârșirea de furturi din genți și buzunare. Cei în cauză sunt cercetați pentru comiterea peste 190 de astfel de fapte, prin care ar fi cauzat un prejudiciu total de aproximativ 225.000 de euro. Din investigațiile efectuate de polițiștii români și cei din Berlin, a reieșit că în perioada iulie 2015-august 2016, membrii grupării ar fi sustras bunuri din gențile și buzunarele persoanelor aflate în zona stațiilor de metrou din cartierul Charlottenburg din Berlin. Universitatea din Craiova a inaugurat ieri centrul de transfer tehnologic INCESA. La eveniment au fost prezenți reprezentanții ai Universității Craiovene, dar și ai altor centre universitare din țară, autorități locale și județene din Dolj și Mehedinți, membrii ai Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, reprezentanții ai mediului de afaceri, dar și ai ambasadei SUA și ambasadei Franței din România. Proiectul Infrastructură de Cercetare în Științe Aplicate în valoare de 12,8 milioane de euro își propune să devină un pol al cercetării în regiunea Oltenia. Cu prilejul inaugurării s-au lansat și 5 proiecte prin Programul Operațional Competitivitate, POC, în valoare de 30 de milioane de lei și 6 proiecte Bridge în valoare de 3 milioane de lei. INCESA este inaugurat oficial astăzi. Deci, la 12 octombrie 2016, în timp ce proiectul a fost finalizat la 31 decembrie 2015. De ce spun că este puțin mai neobișnuit? Pentru că, din păcate, în România, multe proiecte finanțate pe fonduri europene mai întâi sunt inaugurate și pe urmă finalizate. Și, prin urmare, noi am schimbat puțin această filozofie. De ce? Pentru că însăși conceptul nou al Universității din Craiova, crezi în tine, crezi în Universitatea din Craiova, este cel care ne-a obligat să facem acest lucru. Mai precis, am crezut în proiectul INCESA și crezând în acest proiect, am fost nu numai eu și colegul meu Adi Mănescu, dar și toți ceilalți care s-au implicat în proiectul INCESA, șefii de centre de laboratoare, dar totodată ne-am gândit că acest proiect trebuie să aducă universității o imagine mult mai clară, beneficii, și mai ales să își desăvârșească funcția pe care o are Universitatea din Craiova de
de cercetare și de formare. Proiectul INCESA înseamnă, trebuie să însemne, un nou start în relațiile dintre mediul academic și mediul socioeconomic și cultural din regiune. Ne bucurăm enorm că alături de noi sunt foarte multe companii, firme puternice care au fost, sunt și cu siguranță vor fi partenerii noștri în proiectele viitoare. Cercetătorii de la Universitatea din Craiova sunt gata să ofere asistență, sprijin de tot felul, să participe la proiectele și la rezolvarea problemelor pe care companiile economice le au. Universitatea din Craiova se face cunoscută atât pe plan național și internațional prin cercetările care vor fi derulate aici. Iar pentru studenți, cât și pentru profesori? Pentru studenți, oportunități de a-și deschide afaceri private și de a lucra în domenii de vârf ale cercetării și, de ce nu, aplicații apoi în economie. Ce se va întâmpla exact în acest laborator? În acest laborator este laboratorul de biotehnologii. Noi lucrăm pe biotehnologii pe plante, biotehnologii vegetale, culturi in vitro de celule și țesuturi, din care identificăm, cuantificăm și izolăm compuși biologici activi cu aplicații în diferite domenii, de la alimente la industria cosmetică și farmaceutică. Centrul de transfer tehnologic inaugurat la Craiova are laboratoare de cercetare în domeniile inginerie mecanică, inginerie electrică, biotehnologie și bioinginerie și știința calculatoarelor. Programul de vaccinare a copiilor intră în normal din a doua parte a lunii octombrie, vaccinul hexavalent fiind recepționat, a anunțat azi Ministerul Sănătății. În cursul acestei luni va începe imunizarea copiilor împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei virală B și poliomielitei. Programul Casa Verde pentru persoanele fizice a fost suplimentat cu 20 de milioane de lei. Decizia a fost luată de Ministerul Mediului ca urmare a afluenței de persoane care au depus dosare pentru a obține finanțare pe acest program. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a luat decizia suplimentării bugetului alocat populației pentru programul Casa Verde, de la 60 de milioane de lei la 80 de milioane de lei. Prin această decizie, aproximativ 3.000 de noi beneficiari vor putea accesa acest program. Pentru că bugetul alocat deja s-a epuizat în unele județe și pentru a răspunde numărului mare de cereri depuse la sediile agențiilor locale de protecție a mediului, am decis astăzi suplimentarea la nivel național a bugetului Casa Verde destinat persoanelor fizice. Vrem să venim astfel în întâmpinarea cât mai multor români care aleg să folosească energiile regenerabile pentru încălzirea locuințelor, a declarat Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Bugetul alocat a fost repartizat pe fiecare județ în funcție de numărul de locuitori al acestuia. Programul Casa Verde a demarat luni, 10 octombrie 2016, iar până miercuri, 12 octombrie, a fost epuizată circa 65,8% din suma inițială. Vă prezentăm în continuare informațiile meteorologice. Vremea continuă să se încălzească ușor în Oltenia. La noapte, temperaturile minime vor oscila în general între 4 și 6 grade Celsius. În sudul județului Dolj, la Calafat și la Cetate, dar și în Mehedinți, la Turnu Severin, se vor înregistra 7 grade Celsius. Mâine vom avea parte de o zi cu soare în cea mai mare parte a ei, iar temperaturile vor înregistra o ușoară ameliorare față de cele de astăzi. Astfel, la Craiova se vor înregistra 15 grade Celsius, la fel ca la Târgu Jiu și Filiaș. La Drobeta, Turnul Severin și Corabia, mercurul din termometre va urca chiar până la 16 grade Celsius. Aici punem punct știrilor GDS, urmează informațiile din sport. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți în continuare pe Alege TV. O seară frumoasă să aveți!